Se pare că bărbatul se deplasa pe jos pe lângă bicicletă și s-a angajat în traversarea drumului, moment în care a fost izbit în plin de autoturismul condus de parlamentarul dâmpovițean Vasile Horga. Cercetările urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul. Având în vedere faptul că este implicat un demnitar al statului, cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.